Totul s-a petrecut la intrare în parcul tabacăriei din Constanța. În imagini se vede cum șoferul lovește un autoturism, după care dă să plece ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Femeia care se afla în mașina avariată încearcă să-l oprească și se pună în fața autoturismului. Enervat peste măsură, bărbatul reacționează violent. Fata rămâne însă neclintită în fața mașinii fugarului. Nici el nu renunță ușor, așa convinge până reușește în final să iasă din parcare. Imaginile au fost postate pe internet în speranța că bărbatul va fi identificat. Șoferul este acum căutat de poliție și ar putea fi acuzat de tentativă de vătămare corporală.